Ministrul de Interne, Lucian Bode, a făcut un apel la șoferi să circule cu prudență în condițiile în care 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere produse în ultimele zile. El a amintit că România este pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de decese în urma tragediilor de pe șosele. Numărul mare de persoane indisciplinate în trafic este într-o continuă creștere. Tot mai mulți români au mașini puternice pe care nu le pot stăpâni, rezultatul fiind numărul mare de accidente soldate cu foarte multe persoane rănite grav sau chiar decedate. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni faptul că România se află în topul european la numărul de persoane decedate în accidente, principalele cauze fiind indisciplina pietonilor, viteza, indisciplina bicicliștilor, neacordarea de prioritate la trecerea pietonilor și neacordarea priorității de trecere la vehicule. În acest weekend au murit peste 24 de persoane în accidente rutiere. Ce părere aveți despre faptul că tot mai mulți oameni mor din cauza neatenției la volan? Păi am o părere destul de proastă, destul de rea, în sensul că sunt foarte mulți 24 de morți într-un timp așa de scurt. Fie mai atenți, să fie și ei să mai dea puțină răbdare, să nu se grăbească când bătrânesc repede, că de-aia mor accidente. Și pietonii când trebuie să mă uite și în stânga și în dreapta. Când treci tu pe stradă, ăsta, pac, trece și el pe asta. Trebuie să-i aștepți pe fiecare la mijlocul drumului, să fie și lumea mai atentă și viteză mai ușoară, fiindcă lumea e prea zăpăcită, acum nu mai știe încotro să e, datorită și cheltuielilor și datorită tot greutățile ăștia care le petrecem în viață. Cred că niciodată n-a fost așa ceva, da? Mie îmi pare rău că nu mai e accidente, îmi pare rău de multă lume și care moare și tinere și orice, dar și noi să fim puțin și mai prudenți și mai atenți și să avem răbdare, fiindcă lumea acum e epuizată la cap, ba COVID-ul, ba nu știu ce Dumnezeului, ba că spune taxă pe vorbă, ba că spune pe are, mai are să ia aerul, respirația, dar ne pune mască la gură să nu mai avem respirație. România se află în topul clasamentelor europene la numărul de persoane decedate în accidente, dar raportându-ne la anul 2019, că anul 2020 a fost unul an atipic, am avut 8.125 de răniți grav. Ministrul de Interne a mai declarat că în 1% din accidentele rutiere grave au fost implicate autoturisme cu volanul pe dreapta. Pentru că tineretul ori sunt drogați, ori sunt băuți, ori au viteză, au goangă în cap, așa, care merg și nu-și dau seama ceea ce fac și ce rău pot să facă oamenii ăștia tineri. Piribiliși de ăștia, tineret, până în 30-40 de ani, până în 30-40, nu se uite, sunt distrați. Au aparate de radio în cabina aia de, și ei o să fie atenți, merg și cu telefoanele deschise, vorbesc și cu aparate de radio. Păi cum, mamă, să nu fac accidente atâtea? El a precizat că în acest weekend au fost pe șosele 856 de radare. În urma verificărilor făcute de polițiști, 1973 de permise reținute, 667 certificate de înmatriculare retrase, peste 23.500 de amenzi în valoare de 9,6 milioane de lei.